În 91, Ion Iliescu semnează cu Gorbaciov un tratat de prietenie în care se angajează că România nu va intra niciodată în NATO. Tratatul n-a fost ratificat. Vă întreb dumneavoastră ce sfat i-ați dat atunci înainte de semnarea acestui tratat lui Iliescu? N-am fost în vreun fel privind tratatul acesta, eu îl pun mai degrabă pe seama faptului că relațiile cu Uniunea Sovietică sau cu regimul Gorbaciov trebuiau să fie, cum să zice, clarificate. Și nu consider din această perspectivă că ar fi fost neapărat o greșeală să se aibă în vedere ca o prioritate relația cu Uniunea Sovietică și mai apoi cu Rusia. Noi astăzi avem un anume sindrom. Vă să zic că toate țările din jur și cele mai marcante din Uniunea Europeană, de pildă, au relații prioritare cu Rusia. Da, tratatului acestuia îi se reproșează nu neapărat faptul că a fost semnat în grabă și cu prioritate, ci că el conținea acea prevedere că niciodată România să nu fie într-o alianță cum este NATO, contrară Rusiei, se spune atunci în textul tratatului. Dar revenind la ce spuneați mai devreme. Știți, mă mănâncă limba să vă spun ceva. Există un profesor american foarte critic la adresa administrației de la Washington. Vorbim de renumitul profesor de logică și savant chiar arhicunoscut pe plan mondial, Chomsky, profesorul Chomsky, care spunea între altele, într-o carte apărută destul de recent, prin 2016, că extinderea NATO și avansul ei către încoace poate fi socotită o greșeală de rang major geopolitică. Închid paranteza. Noi toți credem că NATO reprezintă o mare șansă pentru România. Rămâne de văzut în ce măsură, câtă securitate ne dă nouă NATO sau câtă trebuie să asigurăm noi flancului acesta estic în poziția geopolitică din care ne aflăm. La noi se consideră asta o chestiune ca de la sine înțeles că NATO, nu vorbim de Uniunea Europeană, vorbim de NATO ca pact militar. Că NATO este o mare realizare pentru noi. Eu știu, participăm la războaie care nu sunt războaiele noastre. Ne implicăm cu vieți omenești, cu cei mai buni dintre combatanții noștri în războaie în care, da, e prezentă acolo această măreață alianță NATO. În schimbul acestor participări, România primește o umbrelă de securitate cum n-a avut niciodată, de pildă scutul militar împotriva rachetelor cu rază medie de acțiune de la Deveselu. Avem o bază americană. Știm toate astea. Noi nu avem decât să aplicăm strategia englezească, să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dacă e adevărat, așa cum spuneți, că noi primim o umbrelă de securitate cum n-am avut, să vedem și să dea Dumnezeu să nu ajungem vreodată în stare de conflict acut, pe seama celor întâmplate, inclusiv din cauza scutului. Eu nu sunt dintre sceptici Cu cine ar în putea această intra în privință. conflict? Într-un conflict violent vă referiți? Eu nu mă refer decât la vecinii noștri care se simt La amenințați, Rusia, mai inclusiv exact. de mai exact, și că relațiile cu ei, din acest punct de vedere, ne apar ca fiind tensionate în mod artificial. Dacă vom avea sau nu vreun folos
de pe urma faptului că avem acel scut, urmează să vedem, nu? Și pe pielea noastră, în ce măsură. Chestiunea este că aici mă văd nevoit să apelez la o altă chestiune. Credeți că Moscova ar mai fi interesată să aibă pe cineva apropiat, în care să aibă încredere, în fruntea guvernului sau la Cotroceni? Sigur că da. Cum au avut întotdeauna, se zice că și pe vremea lui Ceaușescu nici nu se termina bine ședințele acelea renumite ale CPX-ului și deja Moscova știa cam ce se discutase. Așa că din punctul ăsta de vedere, sigur că ar fi avantajați să aibă și să fie... Și n-aveți nicio grijă că ei stau bine și azi, după cum și ceilalți sunt la fel de bine implicați aici. Credeți că și acum informațiile ajung la fel de repede la Moscova ca pe vremea lui Ceaușescu? Eu sunt absolut convins că da.